Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit în cadrul emisiunii noastre. În seara aceasta avem bucuria de a avea în mijlocul nostru din nou pe domnul Florin Petre, doctor al Universității din Strasbourg în teologie, specialist în patristică latină, un invitat ales al emisiunii noastre și căruia îi spunem bine ați revenit. Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație. Așa cum am anunțat în emisiunea noastră anterioară, continuăm astăzi discuția despre rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru, acest model de rugăciune oferit ucenicilor și nouă tuturor de către Mântuitorul Hristos. Și am discutat în cadrul emisiunii anterioare despre modalitatea în care Sfântul Ioan Casian, nu, un sfânt foarte drag creștinilor ortodoxi și români, pentru că este din perioada noastră stră-română, am spus că este un sfânt cu o influență foarte importantă în Biserica Apuseană și Biserica Universală ca întreg. Este foarte important modalitatea în care el a tâlcuit această rugăciune și a prezentat modalitatea în care vede partea inițială a rugăciunii Tatăl nostru și am rămas la cererea referitoare la pâinea noastră, cea spre ființă sau spre cea de toate zilele, în alte traduceri. Și aș dori să pornim discuția din seara aceasta tocmai de la acest aspect. Care este modalitatea în care Sfântul Ioan Casian traduce, de fapt, această cerere? Este un termen grecesc mai dificil de tradus, nu? Unii traducători au optat pentru pâinea noastră cea de toate zilele, alții traducători au optat pentru cea spre ființă. Sfântul Ioan Casian în ce cheie decriptează această enigmă lingvistică, să spunem? Sfântul Ioan Casian, de fapt, armonizează, am putea spune, cele două tradiții cu privire la utilizarea termenilor pentru pâinea noastră, cea de toate zilele sau cea de spre ființă. De fapt, Ioan Casian spune pâinea noastră, cea spre ființă, și folosește termenul în latină super substantialis, iar în greacă preia, practic, termenul pe care noi îl găsim la Matei și la Luca, epiusios. Sfântul Ioan Casian se pare că era bun cunoscător al celor două traduceri făcute de Fericitul Ieronim, cele două traduceri în limba latină, cel al lui Matei și traducerea Evangheliei lui Luca. Iar Sfântul Ioan Casian ne arată că așa cum evanghelistul Luca utilizează termenul de epiusios ca la Matei, acest termen este încărcat de profunzime și de simbolism. De fapt, termenul este compus din două părți, epi, usia, și se referă la pâinea, am putea spune, transformată în ființă, în ființa noastră. Primul care vorbește despre acest termen și îl analizează este scriitorul bisericesc Origen, care remarcă faptul că acest termen, epiusios, este singurul adjectiv folosit în rugăciunea domnească, în rugăciunea Tatăl nostru, și atestă de asemenea faptul că în afară de locurile de la Matei și de la Luca, acest cuvânt nu îl găsim nici, spune Origen, nici în înțelepciunea greacă, deci nici la învățații greci, deci nici în filozofia antică, nici în limbajul curent, ci se pare că el a fost adăugat de către evangheliști. Deci este un termen caracteristic, specific Evangheliei. Sfântul Ioan Casian spune primul termen, referindu-se la cea de toate zilele, primul termen înseamnă noblețea și substanța, prin care este mai presus de toate substanțele și prin care înălțimea măreției și a sfințeniei întrece toate creaturile. Iar cel de-al doilea îi exprimă întrebuințarea și folosul, că spunem cea de toate zilele, se referă tocmai la necesitatea lui de a ne hrăni zilnic. Într-adevăr, spune Sfântul Ioan Casian, cea de toate zilele arată că fără ea ne-am putea trăi nicio zi viața duhovnicească. Iar când zice astăzi, termenul latinesc quotidianus, arată că trebuie să o luăm zilnic și că nu e de ajuns că am luat-o ieri,
dacă nu ne-a fost date la fel și astăzi. Și concluzionează Sfântul Ioan Casian, te rugăm, Doamne, să ne dai astăzi, fiindcă n-a meritat cineva să o primească în această viață, în cealaltă nu va putea să aibă parte de ea. Cei doi termeni, supersubstantialis, deci epiusios, și cotidianus, spuneam supersubstantialis sau cel grecesc epiusios, îl traducem în limba română spre ființă, iar cotidianus, cea de toate zilele. Iar Sfântul Ioan Casian, pe primul epiusios, îl identifică, urmând linia tradiției patristice, cu Logosul, cu Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu. Iar al doilea, cotidianus, ne arată maniera de a-l folosi, utilitatea lui, necesitatea, dacă vreți. Dar și interdependența, după cum am citit în textul pe care l-am citat din Sfântul Ioan Casian, arată interdependența dintre viața prezentă și viața de dincolo. Iată, vorbeam la o emisiune anterioară despre acest aspect eschatologic. Iată, Casian pune iarăși ne pune iarăși în față aceste două planuri. Pregătirea din viața prezentă pentru viața viitoare. Deci, pentru a concluziona un pic, fără a intra prea mult în detalii tehnice cu privire la acești doi termeni, este important faptul că acest termen, spre ființă, în limba greacă folosit de Matei și Evanghelistul Luca, epiusios, este un termen specific vocabularului creștin, vocabularului evanghelic. Iar cotidianus arată, după cum spuneam, aspectul sau dimensiunea veșniciei, temporalității. Chiar dacă noi uneori îl înțelegem stricto sensu, pâinea noastră de astăzi. Dar Sfântul Ioan Casian spune că atât Evanghelistul Matei cât și Luca îl folosesc în sensul acesta de permanent, care face legătura din viața aceasta cu cea viitoare. Pentru că punem în legătură cei doi termeni. Dacă epiusios se referă la Hristos, la Logosul, noi trebuie să ne hrănim cu Hristos de o manieră permanentă, de o manieră cotidiană. După aceea, Sfântul Ioan Casian trece la următoarea cerere, abordează următorul verset al rugăciunii domnești și spune: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Poate este cea mai puțin problematică din punct de vedere al analizei Sfântului Ioan Casian, cea mai puțin problematică interpretare, spune el. Nu ridică problematici de interpretare sensibile și nuanțate, pentru că ea este explicată foarte concret prin chiar cuvinte, prin chiar cuvintele rostite în acest verset: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșelilor noștri. Ori dacă noi cerem lui Dumnezeu să ne ierte greșelile, noi suntem condiționați, dacă vreți, condiția sine qua non pentru a fi iertați de către Tatăl cel Ceresc, este ca noi să iertăm greșiților noștri, celor care ne-au greșit. Iată, relația aceasta pe care trebuie să o avem cu aproapele nostru, nu? Unul dintre fundamentele vieții creștine. Și un ecou și în alte afirmații evanghelice cu privire la judecată, nu? Cu măsura cu care judecăm, cu aceea vom fi și judecați. Și, într-adevăr, nu ridică probleme exegetice, dar în același timp este un miez profund al acestei rugăciuni, că, de fapt, raportarea noastră la celălalt este cheia raportării lui Dumnezeu la noi. Și asta, în realitate, are potențialul de a reconfigura modalitatea în care se organizează societatea, comunitatea, biserica ca întreg. Dacă noi vom ajunge cu adevărat la concluzie că măsura iertării pe care o primim de la Dumnezeu este aceeași cu măsura iertării pe care noi suntem dispuși să o facem și să o acordăm aproape. Suntem cu adevărat pe calea de săvârșit. Da, da. Și atunci cu adevărat împărăția lui Dumnezeu până la urmă este mult mai aproape. Va locui aici și va fi pe pământ precum este în cer. Va fi începutul împărăției lui Dumnezeu de aici. Aș vrea să dau citire textului Sfântului Ioan Casian cu privire la acest verset, pentru că este foarte sugestiv și am putea spune și un pic ironic
din partea Sfântului Ioan Casian și de ce, veți vedea în citatul pe care îl voi da citire. Așadar, cine n-a iertat din inimă pe fratele care i-a greșit, nu va dobândi prin această rugăciune, indulgență, ci o sândă. Și prin mărturisirea sa, va cere să fie judecat aspru, fiindcă zice, iartă cum am iertat și eu. Deci, exact ceea ce spuneam. De aceea, spune Sfântul Ioan Casian, dacă vrem să fim judecați cu îngăduință, trebuie să fim și noi îngăduitori cu cei ce au greșit față de noi. Atât ni se va ierta, cât vom ierta. Și noi, celor ce ne-au vătămat cu vreun fel de răutate. Și aici apare episodul interesant la Sfântul Ioan Casian. Spune el, temându-se de aceasta unii, când se cântă în biserică această rugăciune de către întreg poporul, partea despre iertarea altora o trec sub tăcere. Ca să nu pară că prin mărturisirea lor, ei mai mult se osândesc decât își cer iertare. Și continuă Sfântul zicând, ei nu înțeleg că zadarnic se ostenesc să arunce nimicuri în fața judecătorului tuturor, care a voit să arate rugătorilor săi cum are să judece. El n-a vrut să pară aspru și neînduplecat față de ei, ci a arătat forma judecății sale. Pentru că așa cum dorim să fim judecați de el, așa să-i judecăm pe frații noștri, dacă n-am greșit cu ceva, fiindcă judecata este fără milă pentru acela care n-a făcut milă. Exact ceea ce spuneați mai devreme și oarecum prefațați textul Sfântului Ioan Casian, importanța raportării noastre la aproapele dă măsura raportării lui Dumnezeu la noi. Iar noi, într-adevăr, mesajul noastră, actualizarea pe care o făceați pentru societatea în care trăim, mesajul și interpretarea Sfântului Ioan Casian și, bineînțeles, mesajul evanghelic, mesajul lui Hristos, sunt mai actuale decât ne închipuim. Trăim într-o societate secularizată, învrăjbită, o societate care își uită din nefericire fundamentele creștine. Dar aș vrea să mergem un pic mai departe, dacă îmi permiteți. Judecata va fi fără milă celor care nu au arătat milă. Este un cuvânt foarte, foarte dur și tulburător. Într-adevăr. Într-adevăr. Și nu ne duce pe noi în ispită. Iarăși un cuvânt enigmatic. Nu? Inclusiv au existat discuții recente cu privire la câteva poziții din occidentalele, creștinismului occidental, care încearcă să atenueze până la urmă afirmația aceasta, care aparent plasează ispitele pe care le avem ca fiind inițiate de Dumnezeu. Da. Unii părinți tâlcuiesc, sigur, că această cerere s-a referit la a nu ne lăsa pe noi Dumnezeu să cădem în ispită, nu El fiind sursa ispitelor. Sfântul Ioan Casian cum interpretează această parte? Într-adevăr, Sfântul Ioan Casian mărturisește în analiza sa direct că acest verset și nu ne duce pe noi, această cerere și nu ne duce pe noi în ispită, pune o sau ridică o problemă foarte însemnată din punct de vedere teologic. El explică practic acest verset prin alte două texte scripturistice care sunt într-un raport, dacă vreți, antinomic. Pentru că el spune, cum ne-a învățat de fapt Sfântul Ioan Casian, și vorbeam la o ediție anterioară, de faptul că Sfântul Ioan Casian fundamentează toată gândirea sa atât pe Vechiul Testament cât și pe Noul Testament. Citatele vechi testamentare și nou testamentare în cele două scrieri duhovnicești ale Sfântului Ioan Casian sunt de-a dreptul abundente. Iar aici Sfântul Ioan Casian spune, folosește un citat din cartea Ecleziasticului și spune, tot bărbatul care nu este ispitit nu este probat. Iar apoi adaugă un al doilea citat din epistola Sfântului Apostol Iacob, fericit bărbatul care rabdă ispita. Și închide
cele două citate, printr-o explicație a sa, zice, nu ne duce pe noi în ispită, nu înseamnă nu a îngădui să fim ispitiți, ci nu îngădui, Doamne, să fim învinși când suntem ispitiți. Deci, așa cum spuneați, ați intuit foarte bine un prim aspect al acestei problematici teologice, care atât în Răsărit cât și în Apus este absolut cunoscută. Dumnezeu nu este Cel care ispitește, nu? De ce? Pentru aceea, Sfântul Ioan Casian folosește acest frumos citat al Ecleziasticului: tor bărbatul care nu este ispitit, nu este probat. Ispita văzută încheie aceasta încercări, a examenului, a verificării, dacă vreți. După care completează cu citatul din Sfântul Apostol Iacob: fericit bărbatul care rabdă ispita. Deci deja o putem vedea într-o cheie a urcușului duhovnicesc. Cel care a aprobat, a fost verificat, a răbdat și ajunge la fericire. Iar la final, nota personală a Sfântului Ioan Casian reiese din ceea ce el ne spune, că de fapt, prin această cerere, nu înseamnă că Dumnezeu, noi nu ne rugăm ca Dumnezeu să nu îngăduie să fim ispitiți, ci noi, în neputința noastră umană, cerem doar ca Dumnezeu să nu dea voie să fim ispitiți dincolo de capacitatea noastră de a îndura. Vedeți? Este foarte interesant această primă parte a ultimului verset din rugăciunea Tatăl nostru, care ne arată, iată, raportarea noastră cu privire la presupusa ispită ce vine de la Dumnezeu. Pentru că ispita, până la urmă, vine de la cel rău. Dumnezeu doar îngăduie și îngăduie pentru a ne întări pe noi și pentru a ne face să fim învingători împotriva răului. Și rugăciunea, analiza Sfântului Ioan Casian se încheie cu și ne mântuiește de cel rău, adică, în completare la ceea ce, la prima parte a versetului, spune Sfântul Ioan Casian, nu permite, Doamne, diavolului să ne ispitească peste puterile noastre, exact ce spuneam, ci adu, spune Sfântul Ioan Casian, odată cu ispita și mijlocul de a scăpa din ea, ca să putem răbda până la final. Este foarte interesant ceea ce spuneți. Deci, pe de o parte, recunoaște valoarea aceasta pedagogică și de forjă, dacă vreți, a ispitirii și nu o lipsește de consistență, pentru că în logica progresului duhovnicesc, ispita este cea care, cum aurul și argintul se lămuresc prin foc, adică devin mai pure, se purifică. La fel are rolul acesta, acest rol îl poartă ispita până la urmă, nu încercarea. Piedica, încercarea efortul. Este curățitoare, exact. Este curățitoare în efortul duhovnicesc, dar pe de altă parte, partea a doua a cererii este, și adaugă, cerând ajutorul lui Dumnezeu în ispită pentru a nu cădea, pentru a nu sucumba jugului ispitei. Pentru că noi nu putem face nimic doar cu puterile noastre. Și pe de o parte există partea pedagogică a ispitei, pe de altă parte cer cu smerenie ajutorul lui Dumnezeu în ispită și izbăvirea de sursa ispitei, care este cel rău. Și în această cheie, problema teodiceii, nu ridicată de acest final al rugăciunii Tatăl nostru, este rezolvată în mod magistral de către Sfântul Ioan Casian. Da. Iar la final, ne spune Sfântul Ioan Casian, pentru a încheia în, să spunem, în această cheie a sursei, spune Sfântul Ioan Casian, vedeți așadar ce model și ce formă de rugăciune ni s-a propus chiar de acel judecător care trebuie rugat. Iată, raportarea la Dumnezeu ca la judecătorul cel drept și milostiv, cel care ne ajută și ne susține. Și spune Sfântul Ioan Casian, acest model nu conține nicio cerere de bogății, nicio aluzie la demnități, nicio dorință de putere și vitejie, nicio mențiune de sănătate corporală sau de cele vremenice ale vieții. Ziditorul veșniciilor nu vrea să fie rugat nimic trecător, nimic fără preț, nimic vremelnic. Iată, Sfântul Ioan Casian încheie analiza sa și interpretarea sa, iarăși încheie aceasta, în lectura aceasta eschatologică. Tot ce facem noi în viața aceasta trebuie văzut prin vizorul
veșnicii, prin ținta finală, care este împărăția lui Dumnezeu, contemplarea lui Dumnezeu, unirea cu Dumnezeu în dragostea sa veșnică pentru creatura sa. Mulțumim mult pentru gândurile împărtășite în această seară. Vă așteptăm cu bucurie și altă dată. Vă mulțumesc frumos. O seară bună. Până la ediția de săptămâna viitoare a emisiunii noastre, vă dorim să aveți o săptămână binecuvântată.